Incendiu puternic la un centru de recuperare din Arad. Cei 20 de pacienți au fost evacuați de urgență după ce focul a cuprins acoperișul. Nu s-au înregistrat victime, însă panica a fost mare. Potrivit ISU Arad, incendiul este localizat. Nu există pericol de extindere, însă a cuprins 60 de metri pătrați de acoperiș. Până în acest moment, nu se știe care a fost cauza incendiului, însă după stingerea focului, bineînțeles că va începe o anchetă în acest sens.